Preoții pot candida la alegerile locale din 9 iunie, însă nu în orice condiții. Cei care vor să devină primar trebuie să renunțe la preoție, a spus la emisiunea Vocile care contează purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu. Un preot, într-un anumit context, nu mai intru în detalii, poate candida în calitate de consilier local. Okay. Pentru aceasta se poate oferi aprobarea, binecuvântarea ierarhului. Dar numai dacă se impune și contează cu adevărat și nu există un candidat mai bun pentru acest post de consilier local. Acesta e un registru accesibil și preoților, timp în care, firește, se suspendă doar din slujirea preoțească. Au apărut însă câteva cazuri, am aflat și eu, de preoți care își doresc să candideze ca primari, pe postul de primar. Lucru total refuzat de Sfântul Sinod, deci inacceptabil, iar cei care perseverează în această inițiativă a lor de a deveni primari, trebuie realmente să renunțe la preoți. Și nu se mai pot întoarce în biserică. E o întrebare la care v-ar putea răspunde oricând ierarhul, dar nu. Pentru că niciodată un ierarh nu va da aprobare ca un preot să devină primar.